Fostul premier Radu Vasile a murit în noaptea de marți spre miercuri. Suferea de cancer la colon, iar în urmă cu 3 ani fusese operat, tratându-se atât în țară cât și în Israel. Avea de asemenea afecțiuni cardiace, suferind acum câțiva ani un infart. Politicianul s-a remarcat ca premier într-o perioadă marcată de crize politice în interiorul coaliției de guvernare, crize economice și sociale determinate de reformele structurale dure. Unul dintre evenimentele definitorii ale mandatului său este mineriada din ianuarie 1999. Atunci minerii au instituit haos în România, iar Radu Vasile a fost nevoit să încheie pacea de la Cozia cu liderii acestora. A acceptat dialogul cu minerii, eveniment care a avut loc la Mănăstirea Cozia la 22-23 ianuarie 1999. În perioada 98-99, când Radu Vasile a fost prim-ministru, România a ales să sprijine NATO acordând drept de survol avioanelor Alianței Nord-Atlantice pentru a bombarda Serbia. Decizia a provocat în acest timp un scandal politic imens. Un alt eveniment important s-a petrecut în România în acea perioadă. A avut loc vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea la București. Despre Radu Vasile aflăm că a fost politician și istoric român, născut la 10 octombrie 1942 la Sibiu. Pe lângă funcția de prim-ministru, a fost senator în legislaturile 1992-1996, 96-2000 și 2000-2004 din partea PNCCD și apoi din partea Partidului Democrat. A absolvit în 1967 Facultatea de Istorie a Universității București, a devenit doctor în științe și a devenit prodecan la Facultatea de Comerț din cadrul ASE. După 1989 a devenit membru PNCCD, fiind șef de departament economic și purtător de cuvânt până în 1992. A publicat de-a lungul timpului volume de poezie sub pseudonimul Radu Mischiu. Vestea morții politicianului i-a întristat pe mulți. A fost un prim-ministru bun pe care România l-a avut într-o perioadă extrem de grea. Îmi exprim regretul pentru decesul lui Radu Vasile, a făcut multe pentru țară. E un om care a marcat epoca lui, dar și ce a urmat după el. V-aș aduce aminte că o prioritate aprobată de Radu Vasile a fost reabilitarea drumurilor naționale existente, iar astăzi vrem toți autostrăzi. Toți trebuie să știm că fără aprobarea lui Radu Vasile, drumurile naționale ale României ar fi rămas ca înainte de Revoluție. Îmi exprim încă o dată profundul regret și compasiunea pentru trecerea în neființă a lui Radu Vasile, a declarat președintele țării Traian Băsescu. Apropiații ai familiei au anunțat că fostul premier a decedat în jurul orei 4 acasă.